Bună dimineața, Mihaela, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem și astăzi la penitenciarul Racova, pentru că sursele mele spun că și astăzi vor fi vizite aici. Asta după ce ieri Irina Tănase, iubita fostului lider al Social-Democraților, și Valentin Dragnea, fiul acestuia, au venit să-l viziteze. Astăzi se pare că vor ajunge aici avocații acestuia, dar și fiica s-a venit din America pentru a-și vizita tatăl. Cereri de ultimă oră, spuneai și tu, Mihaela, așadar Liviu Dragnea își dorește să rămână în continuare aici la penitenciarul Racova, pentru că existau fel și fel de informații că ar dori să fie mutat, ba la Mehedinți, ba la Jilava, își dorește foarte tare însă să rămână aici la penitenciarul Racova, dar e dorința sa. Vedem însă ce va decide și conducerea penitenciarului Racova, pentru că mâine, în zi de sărbătoare, în zi de Rusalii, se va alege, iată, regimul de detenție pentru acesta și cu siguranță vrea să lucreze pe un regim de detenție. Cu siguranță că va fi un regim, Mihaela, de detenție semideschis, ceea ce înseamnă că sunt foarte mari șanse să fie mutat la Jilava, având în vedere că acolo sunt mai multe celule pentru acest regim semideschis. Dar o altă solicitare pe care Liviu Dragnea a făcut-o, despre care vă vorbesc acum în exclusivitate, este aceea că își dorește să lucreze la popota penitenciarului, adică la cantină, la mâncare sau la garaj. Am înțeles. Ați auzit bine? Se pricepe, Mihaela, da, se pricepe. Și la... A fost mecanic auto? Are pregătire în domeniu? Asta nu știu să-ți spun dacă a fost mecanic auto sau nu a fost mecanic auto, dar na, bărbat fiind, mă gândesc că știe să umfle o roată sau să facă ceva pe acolo, pe la garaj, ce au nevoie mașinile, la reparații, și la bucătărie, la popota restaurantului, fie să servească mâncare sau fie să ajute la curățarea alimentelor, la tot ce este nevoie la bucătărie. Nu face acest lucru de drag, de plăcere, dacă vreți, până la urmă, ci face acest lucru pentru că îl ajută, primește acele zile câștig. Dintr-o lună, iată, dacă muncești, poți să ai și 10-14 zile libere, ceea ce contează foarte, foarte mult, mai ales la această pedeapsă pe care acesta o are de executat, 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Mâine zi de Rusalii, așadar, intră în acea comisie, pentru că se termină, au trecut, iată, foarte repede cele 29 de zile de carantină aici la penitenciarul Racova, și vedem ce se va întâmpla în perioada imediat următoare, dacă vor fi puse la punct și aspectele cu privire la faptul că, știm prea bine, este încadrat în categoria persoanelor vulnerabile. Ceea ce înseamnă că atât el, cât și magistranții, poliții și cei care ajung în spatele gratiilor au pasă, dacă vreți, și sunt o anumită categorie până la urmă. Practic nu se interesează cu persoanele periculoase, să spunem așa, cu cei care au regimul de detenție închis. Rămâneți alături de noi pe Antena 3, pentru că de îndată ce vor veni vizitatori aici, voi reveni și eu în direct. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult!